Elevii clasei a treia D de la Școala Academician Marin Voiculescu au avut astăzi ocazia să participe la o acțiune organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu în cinstea Zilei Internaționale pentru Protecția Stratului de Ozon, sărbătorită mâine, 16 septembrie. Cei mici au primit materiale informative, stegulețe și apsipilduri cu mesaje de protecția mediului și au participat la o lecție în aer liber despre ce înseamnă stratul de ozon și cum trebuie să îl protejăm. Voi la școală învățați despre protecția mediului? Da! În atare condiții, atunci eu nu pot decât să vă mulțumesc că ați venit astăzi la această acțiune, la care voi veți afla că mâine, pe 16 septembrie, se sărbătorește Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Voi știți ce este ozonul? Poate să-mi spună cineva ce este ozonul? Ozonul este stratul ce protejează pământul. Așa este. Foarte bine, voi sunteți mici, dar este foarte bine să știți că ozonul este foarte important și în ultimii ani acest strat de ozon care ne protejează pe noi de razele ultraviolete și nu numai, aș vrea să fiți atenți la mine, se subțiază. Ca urma. La final, cei mici au participat la o tombolă cu premii, constând în rechizite asigurate de un sponsor giurgiuvean, singura companie specializată în reciclare din comuna Grădinari. În plus, au primit și diplome de la reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu. Acum, colega mea o să vă ofere premiile în funcție de ce scrie pe fiecare. Unele sunt câștigătoare, altele sunt necâștigătoare. A câștigat cineva ceva? Da. Mai departe.